genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, repede că vineri a fost cu Black Friday, așa, și așa învățăm chineza, am văzut că ne apropiem de China, nu e un lucru rău, zic eu, pentru că Uniunea Europeană a fost o mare țeapă. Fai, o să zic acum toți, e nebun, China comunistă, nu știu. Frate, poporul român a tot pierdut din cauza europenilor ăstora, care au fost tot timpul imperii și care tot timpul au stat cu călcâiul cizmei pe capul nostru, pe ceafa noastră, bun. În câteva cuvinte, două știri faine, zice așa. Rușii nu au nici DNA, nici ANI, nici DICOT, nici alte mii de instituții și organisme care să lupte cu corupția așa cum are România. În schimb, rușii l-au pe Rashid Gumarovici Nurgaliev. Nu știu să citesc rusește, dar vă dați seama. General, colonel, ministru poliției și al afacerilor interne, fost caghebist. Recent, din ordinul băiatului ăsta, lui Rashid, da? Toți cei 1,4 milioane de polițiști ruși, în frunte cu cei 340 de generali, au trecut prin Comisia Specială de Reatestare Profesională, care au verificat și la măsele și la portofele. Cu alte cuvinte, le-au fost controlate cunoștințele profesionale, dar și averile. Polițistul care nu a fost în măsură să-și justifice averea a rămas fără ea, considerându-se că a fost furată, iar el a luat drumul coloniilor de muncă de pe lângă cercul polar. Scurt. Bun. Coroborăm cu altă știre, că știți? Radu Stroie, domnul ministru de interne, da? Despre cazul Berbeceanu am tăcut până acum. Poate că ofițerul nostru nu ar fi fost în situația în care se află. Dezvăluit surprinzătoare. A vorbit Radu Stroie la Antena 3, ați văzut și pe știri la noi. Eu zic doar atât, pentru că mâine se judecă un recurs amânat. Nu știu de ce a mai stat încă un weekend. Dacă judecătorii vor da mâine menținerea în arest, justiția din România este... Încă o dată demonstrează că este o bătaie de joc la adresa cetățeanului, a inteligenței tuturor. Cineva mi-a zis, nu ești imparțial. Ba, sunt imparțial, dacă e vinovat să stea acolo, frate, dar nu puteau să se hotărească de vineri? Că asta nu înțeleg. Bun. S-a furat mult în România, s-au furat comori de artă, s-au furat foarte multe lucruri, ne-au mai rămas... puține lucruri pe care trebuie să le apărăm. Unul dintre aceste lucruri este cultura. Da? O cultură care trebuie să fie vie și instituțiile de cultură au fost greu lovite de-a lungul anilor, inclusiv cea despre care o să vorbim acum, Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Dar, atenție, muzeul moare, dar nu se predă, aș pune titlul. În sensul că bani sunt atâția cât sunt. Da, sunt. A început să vină de la Consiliul Județean. Și totuși, Muzeul Civilizației Dacice și Romane face acțiuni. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, MCDR, cum îmi place mie să zic rapid, așa și cum zice toată lumea, are o grămadă de evenimente. În fiecare lună ne place să le trecem în revistă. Astăzi vorbim despre luna ce a trecut și luna care se apropie, pentru că vine și Ziua Națională a României, dar au fost evenimente importante și în luna noiembrie. Doamna Gina Boda, șeful departamentului Relații Publice din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane, este la noi în studio. Sărut mâna, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Dacă stau aici să mă uit pe agenda... aș zice așa, luni 4 noiembrie, Rochia de Bal, o acțiune și aș insista pe asta pentru că și în momentul în care a fost purtătorul dumneavoastră de cuvânt, domnul Iancu, aici la noi în studio, ești purtătorul muzeului, purtătorul de cuvânt al muzeului, da? Mi-a spus că v-ați ocupat de această expoziție care ne prezintă cum ar trebui să arate adevăratele doamne. Nu? Zicem bine? Vă rog. Da, să spunem. Adevărate doamne au fost în toate epocile. Această expoziție am luat-o de la Baia Mare, după ce a fost organizată de către Muzeul din Bistrița, în colaborare cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, cu Muzeul de la Alba Iulia, cu Muzeul de Etnografie de la Brașov, cu Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din
Cluj-Napoca. Toate aceste muzee au pus piese la un loc și au creat această expoziție, să spunem, inedită sau puțin deosebită față de expozițiile muzeale. De ce spun că este deosebită? Pentru că piesele vestimentare se păstrează mult mai greu în timp. Bineînțeles că nu avem toate piesele originale, dar în afară de cele patru crinoline care au fost realizate de comisarul expoziției, doamna muzeograf Elena Pletniceanu de la Complexul Muzeal de Bistrița, toate celelalte sunt originale. În expoziție avem o roche de secol XVIII, partea a doua a secolului XVIII, care aparține muzeului din Cluj. De asemenea, avem o roche din 1930, care a aparținut unei actrițe din Brașov, Margarete Doppler, și care a donat muzeului această rochie de ocazie, să spunem, și o pălărie, care poate fi văzută într-una dintre vitrine. De asemenea, mai avem o rochie tot de ocazie, nu putem să spunem că sunt rochii de bal, dar sunt rochii de ocazie, în care doamnele se duceau la anumite serate sau petreceri, și această rochie neagră, dintr-un fel de dantelă, este tot din perioada anilor 1930 și am primit-o de la Sibiu, de la o colecționară particulară, care o are de la bunica ei și ea este în prag de pensie. De asemenea, pot fi admirate niște genți superbe, tot din perioada anilor 1930. Dar să mă opresc puțin asupra crinolinelor, pentru că ele sunt senzația acestei expoziții. Chiar dacă nu sunt originale, sunt făcute după modelele epocii. Sunt superbe și cred că doamnele din ziua de astăzi chiar ar putea să ia modelele, pentru că am văzut că se începe să se poarte acele baluri caritabile, unde doamnele vin și etalează cele mai deosebite toalete. Cum au luat naștere aceste crinoline? Bine, ele arată frumos pe manechine, sunt ușoare, dar inițial nu au fost așa. Una dintre infantele Spaniei, care era cam lătuță în șolduri, a creat această rochie pentru a-și ascunde defectele fizice. Bineînțeles că a avut un succes enorm la celelalte doamne care, ca în toate timpurile, doamnele își copiază modelele unele de la celelalte. Așa. S-a răspândit și în celelalte țări ale Europei. Această modă a crinolinelor s-a suprapus cu perioada victoriană. N-am putea spune că este o roche specifică epocii victoriene, doar că a fost la modă în această perioadă. Atât la moda, atât la curtea Angliei, cât și la curtea Franței, aceste crinoline erau în vogă, dar francezii, cum știm, sunt mult mai frivoli decât englezii, care sunt mai scorțoși un pic, așa, și doamnele de la curtea franceză au împodobit aceste rochii cu fel de fel de flori, cu diverse accesorii care le-au făcut mult mai atrăgătoare și, hai să spunem, și puțin mai sexy decât pe cele englezești, care erau mult mai sobre, mai rigide, atât cât se putea, bineînțeles, vorbi în epocă. Așa, am înțeles. Pentru că acum, știți, e o mare problemă. În zilele noastre, cu cât e doamna, domnișoara mai dezbrăcată, cu atâta are, n-are ce arăta, dacă e modă cu colanți, toată scoate șuncile la vedere. E o problemă, pentru că nu, moda de astăzi nu mai avantajează, să zic așa, femeia cu adevărat. Și atunci, stând și vorbind înainte, am fost curios. Bine, am văzut câteva fotografii și așa, ce au făcut colegii. N-am văzut expoziția. Dar e foarte important să faceți și să facem împreună, da? O educație copiilor, tinerilor noștri, ca să priceapă niște lucruri. Ce se purta, de ce se purta, pentru că, bun, inclusiv cu machiajul. Da. Machiajul a apărut ca să mascheze anumite Încă din antichitate. Fizice,
Încă din antichitate. Egiptencele erau renumite pentru machiajul aplicat. Bine, și nu numai ele. Dar te-am voie să te contrazic. Așa. Și doamnele care purtau aceste crinoline nu erau toate la fel, nu toate erau subțiri, cum le vedem prin revistele de mod ale timpului. Și chiar avem expuse câteva reviste de modă, una este chiar Femeia din 1869 și care poate fi, mă rog, văzută în expoziție. Deci, culme, era presă de profil? Era presă de profil, bineînțeles, da. Și în aceste reviste se văd și tipare. Deci, doamnele, mă rog, arta cusutului luase o anumită amploare, se descoperise mașina de cusut cu unu și cu două fire, mașină de cusut nasturi, de tăiat tipare și, normal, croitoria a luat și având pentru că în această perioadă a avut loc și Revoluția Industrială. Dar ce vreau să spun, apropo de doamne, nu toate erau suple și cu o siluetă de invidiat. Motiv pentru care corsetul era foarte modern și era folosit la această crinolină. Și vreau să vă spun că foarte multe dintre doamnele timpului aveau coastele rupte sau fisurate, pentru că se strângeau atât de tare în corset, ca să aibă talia cât mai subțire, încât săracele sufereau de-a dreptul după ce le dădeau jos. Rab de babă la frumusețe, exact. De atunci a apărut povestea. Exact, da. Și cu cât era talia mai subțire, cu atâta doamna era considerată mai deviță nobilă. Și noblețea, da, o dădea subțirimea taliei. Și imaginați-vă că erau și aristocrate sau nobile mai puțin subțirele, chiar mai plinuțe și săracele cât sufereau ca să se strângă în acel corset. Ca să nu mai vorbim de acea crinolină care inițial nu a avut acea armură de desubt, ci avea foarte multe jupoane făcute din materiale mai aspre sau apretate. Deci imaginează-ți vreo 8, 9, 10 jupoane pe tine și după aceea deasupra rochea, pentru că trebuia să fie mine, doamne, cât mai amplă. Deci era o greutate imensă, plus că doamnele erau împiedecate la mers. Mă rog, croitoria a evoluat, așa, croitoresele s-au gândit la lucruri mai practice, au început să dea jos au redus numărul de jupoane, în schimb au pus tot felul de volănașe ca să păstreze amploarea acestei rochii. Iar în final s-a descoperit acea armură de metal care a susținut rochia și a făcut-o cât mai amplă. Bineînțeles că aceste crinoline aveau și inconvenientele lor. Unul din inconveniente era faptul că nu se puteau așeza niciunde, doamnele, vă imaginați o roche atâta, unde să te așezi, că dacă se așeza, se ridica partea din față și atunci rămânea dezgolită. De asemenea, nu puteau să urce în trăsuri. Dacă intra una în trăsură, nu mai intra nimeni. Și clar că în vremea aceea călătoria se făcea doar cu trăsura sau pe cal. Pe cal nu putea urca clar cu crinolina respectivă și atunci trebuia să meargă în trăsură. Dacă sunt curioși care se uită prin presa epocii, vor vedea o grămadă de caricaturi despre aceste crinoline, iar în una se vede o trăsură pe care, pe laterale, sunt puse toate crinolinele doamnelor. Ele, când intrau în trăsură și le dădeau jos, le aterneau pe trăsură, când coborau și le puneau. Da, era, niște chestii foarte drăguțe. Era un fel de bază. Da. Cred. De asemenea, la baluri, când mergeau, exista o paletă foarte lungă pe care servitorii o foloseau pentru a le servi pe doamne, când ajungeau la ele. N-aveau cum, având o roche atât de voluminoasă. Și atunci pe această paletuță puneau paharul sau puneau farfurioarea, mă rog, cu ce se servea la balul respectiv. Înțeles, deci săraci ospătari ca săraci ospătari, da. Dar ele, săracele, și imaginează-ți cum dansau cu domnii care nu ajungeau la ele. Cât de greu era să ajungi la o asemenea doamnă, apropo de moda de a fi cât mai dezbrăcată în ziua de astăzi. Deci domnii erau foarte fericiți dacă puteau să atingă degețelele acestor doamne sau să le vadă vârful pantofiorului. Erau, dacă le vedea glesna, deci era unul dintre cei mai fericiți bărbați, cel care reușea să-i vadă glesnuța. Da. Acum stau și mă gândesc că tragem niște concluzii. E foarte interesant că stăm și ne... A trecut un sfert de oră din emisiune, dar eu nu mă mai satur de povestea asta și eu cred că e foarte interesantă. Ajungem și la celelalte evenimente, că mai avem timp, da. Zic așa, dacă era așa greutate,
și depurtat. Era greu și de ajuns. Vedeți, de aia nu erau sală, nu erau săl de fitness. Unde mergi, dragă? La sală de fitness. Nu, dragă, fac fitness când port rochea. Ele luau crinolinele, nu mai aveau nevoie așa, de sport. Așa, am înțeles. Bun, deci era așa o societate un pic înțepenită, am zis eu, așa, înțepenită. Hai să mai lămurim acum un aspect. Așa, vă rog. De ce, dacă ne uităm puțin la istoria modei vestimentare, vom observa că moda feminină a fost mult mai dezvoltată decât cea masculină. Să nu uităm că și bărbații au beneficiat de bucurile și de, să spunem, modelele extravagante ale modei din toate timpurile. Dar femeile în mod deosebit. Și pentru că moda bărbaților a fost puțin mai săracă în creații, ei au încercat să compenseze prin femeie, ca și în ziua de astăzi. Deci bărbatul care are bani, așa, își îmbracă femeia. Așa se întâmpla și în acele timpuri. Nu, nu. Cu cât era mai pompos îmbrăcată doamna, așa, vă rog, cu atâta reflecta starea materială a soțului. Sau amantului, păi, mă rog, păi, ce atunci, era în acea perioadă. Ceva. Acum nu, acum își cumpără mașină. Păi acum îi cumpără mașina, îi cumpără o vilă, acum, mă rog, sunt alte beneficii ale doamnelor, dar atunci vestimentația era oglinda soțului sau... Întrebare, cât costa o rochie de asta, dacă avem informația asta? Cam cât costa o rochie de asta, că trebuia să fie scumpă, cât mai material îmbrăcai jumătate de sat? Adevărul este că aceste crinoline, așa, cel puțin, să zicem, jumătate din perioada respectivă, că ele au fost așa în perioada de glorie cam 10 ani, 1850-1860, după 1867 au dispărut cu totul. Să zicem, primii 5-6 ani n-a dat mâna oricui să îmbrace aceste rochii, pentru că erau foarte scumpe, materialele utilizate erau de cea mai bună calitate și nu își permiteau decât doamnele din înalta nobilime sau aristocrația îmbogățită. Ulterior, și servitoarele erau îmbrăcate în aceste crinoline, bineînțeles că nu la modul rochile somptuoase, luxoase pe care le purtau cele de la curtea regală. Deci nu oricine își permitea, nu știu, scump. Erau foarte scumpe, într-adevăr, pentru că materialele erau foarte scumpe, erau mătăsuri care întotdeauna au fost scumpe. Bun. Deci din punctul ăsta de vedere era clar. A fost o deci adevărată... doar cele care aveau bani își permiteau... Cele care aveau bani și vă dați seama că ăla, dacă nu putea să se ducă să vadă, frate, arată domnșoara cam greu de văzut. Dacă era și unul mai chior așa, săracul, deci avea nevoie. Aveau de... lornioane. Da, lornioane. Și vedeau bine. Lornioane și monoc. Vedeau bine cu lornioanele, ziceți? Da, da, da. Păi da. Ăla până stai să te uiți. Cum dansa, păi, cu ăla? Păi... Nu putea să danseze. Ia că și punea pe năsuț și dansa și se uita bine la parteneră. Se uita bine la parteneră. Deci, bun. Da, rochia de bal. Câți copii au venit? Mă interesează foarte tare dacă profesorii de istorie au fost informați de aveți parteneriate cu școlile și asta știu sigur. Dacă profesorii de istorie și-au adus copiii să vadă o asemenea expoziție și să le explice ăstora de vârste diferite, da, dar ăstora mici, zic eu. Mă, fraților, uite, n-a fost întotdeauna numai muc și sfârc pe cum arată pe televizoare și cu dansând în ploaie pe la nu știu ce televiziuni în care vezi tot și în sfârșit. Deci n-a fost așa o cultură a nudității. Oamenii se și îmbrăcau și se îmbrăcau bine și era o eleganță. Și chiar dacă era mai înțepenită. Da, și o prestanță. Era o prestanță. Corect. Așa. Deși avem parteneriate cu școlile, trebuie să recunosc, e adevărat, la vernisaj am avut undeva în jur la 100 de persoane. Avem colaborări cu școlile, dar cea mai bună colaborare pe care am avut-o și o avem este cu Liceul de Arte Sigismund Toduța. Bun, conducerea e clar că liceului, au secție, mi se pare, de design vestimentar. Da, dar nu neapărat la această expoziție. A, bun. Deci, în genere, avem o colaborare foarte bună. Conducerea școlii cu domnul Mihuț Gheorghe și Ovidiu Demea sunt extraordinar de deschiși la toate acțiunile noastre. Am făcut expoziții împreună, am făcut diverse alte acțiuni culturale împreună cu ei și... este singura școală din Deva cu care colaborăm foarte bine pentru că dascălii sunt foarte deschiși.
Noi ducem invitații, să știți, de fiecare dată la toate școlile, dar sunt foarte puțini cei care răspund invitațiilor. Acum am înțeles că la școală este foarte greu în timpul orelor să scoți elevii din școală, că există o, mă rog, o birocrație care... Excesivă, mă rog, care pune piedici în ieșirea copilului în afară. Dar eu consider că dacă dorești să-ți aduci clasa... Da, corect, numai puțin. Vreau să vă spun un lucru. În seara asta, stimați telespectatori, înainte să vin aici, am fost la Colegiul Național de Cebal, a fost un concurs de fotografie pentru copii. Și am fost foarte impresionat că a fost sala plină, au fost copii acolo care i-au aplaudat pe cei care au primit măcar o diplomă de participare, dar au primit și premii din partea Asociației Filantropia Ortodoxă de la Episcopia de Veșii Hunedoarei, care ține de Episcopia de Veșii Hunedoarei. Da, s-a întâmplat un accident în studio, dar nu niciun fel de problemă. A căzut ceva pe jos. Bun. Așa. Deci foarte impresionat am fost că au fost copii și sunt interesați ăștia mici. Deci dacă vrei, se poate, pentru că treaba a început la ora 5. La ora 5, cu diriginți, deci am văzut profesori, diriginți, stau cu clasa frumos și a fost plină sala. Deci nimeni nu împiedică pe profesorii de istorie să nu se limiteze la povestea aia, bă, frate. Nu, dar, domnule, aia e fișa postului, deci nu vă supărați pe mine. Este fișa postului, mă, sunt profesor de istorie. Frate, ce aveți la muzeu? Măcar, mă, o dată de două ori pe lună scoate și pe aia amărâți. Spune, băi, uite, ne întâlnim la muzeu. Care vreți? Nu e obligatoriu. Dar care vreți, aveți un 10 de la mine. Bă, și mai scot ăștia medile, că și așa istorie nu învață. Deci, mă scuzați, dar... Hai să-ți mai spun ceva, Mircea. Noi am avut câțiva ani partea de pedagogie muzeală foarte dezvoltată. Așa. În sensul că la fiecare expoziție pe care o organizam, făceam și anumite ore pe baza expoziției respective. Dar am mers mai mult pe relațiile personale. Ne chemam prietene cu clasele care lucrau în învățământ. Nu știu de ce, ori nu există o deschidere spre colaborarea cu alte instituții, ori comunicarea este întreruptă undeva între muzeu și școală, pentru că noi suntem foarte deschiși, suntem o instituție deschisă. Deci nu un pic. Acum intru prin un alt râm și o să se enerveze foarte mult. Deci e rochia de bal. Voi spuneți o poveste foarte frumoasă. Apropo, de ce îmi spune, că trebuie să explicăm, de ce îmi spune doamna Gina Boda, Mircea și de ce... Pentru că mi-a fost profesoare când eram la liceu și niciun fel de problemă. Las că nu, niciun fel de problemă dezvăluim niște lucruri. Așa, niște inchimități de ale noastre. De construcții, da, care acum se numește Traian, că l-au împărțit și în sfârșit nu comentez. Și era profesoara mea acolo, deci nu, profesoara noastră. Tinerică, a rămas tinerică și așa. Bun. Revenim, era o poveste atunci, adică profesorii ne duceau, voi, am învățat de la voi niște lucruri. Și aici e mare, nu vă obliga nimeni, eu acum, când stau și văd pe profesorii de istorie, domnule, ăla își face dosar pentru gradație de merit. Și probabil vine, nu știu dacă vine la voi după o hârtie, dar ar trebui să fie obligat să vină la voi după o hârtie care să spună, domnule, am fost cel puțin cu 3 clase într-un an de zile, însă le-am dus la muzeu să vadă niște expoziții, să vadă istorie, că vorbim din cărți, povești, că asta e foarte importantă, deci rochia asta de bal, bun, și restul, pentru că mai vorbim imediat, după pauză, vorbim și de celelalte acțiuni, stimați telespectatori, dar asta cu rochia de bal e importantă. De ce? Vorbim de vestimentație, de cum se îmbracă oamenii astăzi și vezi că a fost, peste tot a fost Black Friday, da? Vinerea neagră, și la țoale, și la păpuci, și la nu știu ce. Și își cumpără unii niște urâțeni și se îmbracă urât din toate punctele de vedere, numai că e la modă. Bun, și atunci, după cum spuneai, ălea își rupeau coastele și le fisurau, dar puteai să arăta într-un fel, era prestanță, era ceva. Ori fiecare rochie pe care o aveți, voi spune o poveste, ceva. Aveți și genți? Ziceai ceva de genți, doamna? Da. Doamna profesor. Da, tot de la Sibiu le-am adus de la această colecționare particulară. Ea mi le-a pus la dispoziție. Genți de prin 1930, cam așa. Vuitoane? Super, nu sunt vuitoane. Că nu, ăștia atâta știu. Nu, e important să vadă și altceva, niște...
niște poșete, niște genți? Nu, pur și simplu genți? Sunt niște poșetuțe care, pe care femeile le foloseau la ținutele care mai deosebite mai, care de cea mai val. Mare? Că nu sunt, cam așa. Deci sunt micuțe. Ha, deci nu e geamantanul pe care îl cară astea? Nu. Costă mii, nu, doamnele de nu aveau, am oglinda de la geantă, deci sunt genții originale, cu oglinduță și cu portofel. Deci exact ce avea... Un mărunțiș acolo de o înghețată. Exact, și o batistuță pe, probabil pe care și-o punea doamna, așa mai am și o pudriere cu pudra originală de, din 1930, care încă s-a păstrat. N-am îndrăznit să folosim, că mă gândesc că este expirată, dar avem o pudriere cu pudră din 1930. Wow! Deci, wow. Așa. Bun, ca să nu mă pudreze bine ăștia din regie pe mine acum. Noi așteptăm. Numai puțin. Imediat ne întoarcem. Deci ca să nu mă pudreze bine pe mine din regie, trebuie să iau pauză, trebuie că vorba aceea așa. Da. Deci ca să nu fiu pudrat, pauză. Da, am revenit în direcția noastră, spectatori. Când, până când ține expoziția, că nu mă uitam până aici. 31 ianuarie. Deci, până 31 după care ianuarie, va pleca la Brașov. Da. Hai, profit de istorie! Băgați mare, că mai puteți duce copiii să vadă țoale adevărate, da? Ca să zicem, să fiu total ne... știu eu, așa, nu conformist în limbaj și chiar mucalit și așa. Stăm și nu învățăm pe ăștia mici. Plus informații deosebite pe care nu le găsesc în manualele de școală. Și pe care nici nu au timp, probabil. Și nu au timp să le caute. Profesorii de istorie să le... Pentru că noi facem ghidaj în expoziție. Deci există ghidaj. Există, da. Da, există. Bun. Informație scrisă, mă rog. Până în ianuarie, așadar, au vreme. Probabil că... Când e săptămâna școală altfel? Știe cineva? Nu, este în aprilie. În aprilie de avea. Că nu, știu că există o Da, avem o săptămână foarte plină atunci, unde... Muzeul este deschis tuturor și avem acțiuni de nu ne mai vedem. Bun, dar în aprilie. Dar până în aprilie până mai avem mai timp avem, să mai avem. Până în aprilie, joi 7 noiembrie, vernisaj, expoziție, icoane și carte veche din județul Hunedoara, tezauri de cultură și spiritualitate românească, inventarierea, evaluarea și promovarea culturală a bunurilor de patrimoniu din depozitul de icoane și carte veche de la Orăștie, un proiect derulat de Episcopia Devei și Hunedoarei și finanțat de Asociația Fondului Cultural Național. A fost vernisajul, da. Lansare de catalog. Da, proiectul, după cum ați spus, este al Episcopiei cu finanțarea FCN. Noi suntem doar parteneri în acest proiect și la noi a avut loc finalizarea proiectului, închiderea acestuia, prin expoziția în care se pot... vedea icoane foarte frumoase luate din depozitul de la Orăștie, care a făcut și obiectul acestui proiect, precum și carte veche religioasă, care de asemenea este foarte valoroasă din punct de vedere istoric, ca și icoanele expuse. Avem un prim telefon. Bună seara! Alo! Bună seara, doamnă, bună seara, domnul Bicu. Vă salut, domnul Damian. Așa, o întrebare la doamna. Vă rog. Păi da, că doamna îmi place că are bun gust și puține, printre puținele doamne care văd că știe să se îmbrace după cum vorbește, îmi dau seama. Și cum a părut la televizor, îmi place cum a părut. Cum așa, îmi dați-o că mai vine. Așa. Așa, chiar veniți să mai învăță, nu să vorbească de la prostii, mai bine veniți mai des, doamnă dragă, ca să învățați doamnele astea noastre care nu prea ajung să se îmbrace. Se îmbracă scump și de prost gust și de prostă, e lungă povestea. Așa. Vreau să vă pun o întrebare, doamnă dragă. Văd că sunteți cu comunicarea. Acum două săptămâni am avut o misiune la Cluj despre studentele de la relații cu publicul, la Cluj. Așa. Așa. Și s-a pus o întrebare că există o diferență, dacă tot ați de francez, englez, și la noi există o diferență, cel puțin în facultatea respectivă, ziceau că româncele se îmbracă altcumva decât umbrăcele. Adică suna fata de acolo că româncele foarte mult cu tocuri. Oare de ce? Asta. Eu știu, dar vreau să văd ce spune noastră, așa ca cunoscătoare în materie. Așa. Oare că vă observ și eu că la Vila Piață cu tocuri de 10 cm, și atunci la balcon să mai duc dacă la piață se duc un toc și cu strausuri. Am înțeles. Și cu ceapa după ele. Mulțumesc frumos pentru telefon și pentru întrebare. Vă rog să le spuneți mai mult. Bun. Mulțumesc, domnul Damneașu, vă rog. Vedeți, aici este vorba de gustul fiecarei femei.
Și de-a lungul timpului fiecare femeie a luat din modă ceea ce a considerat că îi se potrivește sau uneori ce nu îi se potrivește, ce a considerat ea că îi stă bine sau nu. Este o denaturare a modei. Tinerele din ziua de astăzi probabil nu înțeleg foarte bine că anumite piese vestimentare merg în anumite ocazii și nu de toată ziua. La piață nu poți să merg într-o rochie cu ștrasuri. Dar depinde de educația primită de aceste tinere. Și vedeți că în ziua de astăzi educația vestimentară, cum discutam chiar la începutul emisiunii, lasă foarte mult de dorit. Și probabil că nu există cine să le îndrume într-o direcție, să spunem, de bun gust, de... Păi da, da, aici avem... De astea sunt foarte importante expozițiile astea de genul ăsta. Pentru că se mai pot explica niște lucruri și de educație vestimentară. Pe lângă anuntele istorice... Nu știu, s-a denaturat foarte mult moda și pe mine mă șochează foarte multe lucruri. Când mă uit la așa zisele noastre vedete, care sunt de un prost gust vestimentar, deci să mă exprim mai plastic, îmi zgârie retina pur și simplu când mă mai uit la câte una cum este îmbrăcată și când mai văd și câte un analist din ăsta al modei sau cum se numesc așa. Așa. Pe mine să nu mă criticați că eu am făcut-o pentru o cauză bună. Nu, stai liniștit că nici nu mă gândeam la așa ceva, dar mai este o individă care apare tot timpul, nici nu știu cum o cheamă, una vopsită, care umblă cu o găină neagră după ea, a fost nevasta lui Albu, parcă, mare... Acea individă pe mine mă oripilează de-a dreptul când o văd. Bun, dar nu, e libertate. Nu, este foarte zicem, multă libertate și prost gust. Și tinerele normal că nu au ce să învețe de la asemenea vedete. Deci n-ai ce, noi am fost educate altfel, noi suntem alte generații, unde bunul gust și demnitatea femeii își păstrau locul bine meritat. Nu ne permiteam. E o problemă. Acu e o problemă și cu asta. Și bun, da. Nu vreau să... Da, să nu ne întindem prea mult. Să nu ne întindem foarte mult. Am înțeles. Bun, s-a finalizat proiectul... Da, prin această expoziție. Așa. Bun, hai să vedem ce am avut pe 15 și noiembrie. Poate fi vizitată cu atât mai mult cu până cât, când ține expoziția așa ca să cred că până la sfârșitul anului, dacă nu mă înșel, dar oricum de sărbători va fi și cred că toți cei care se consideră creștini pot să vină să vadă aceste icoane minunate care se potrivesc atât de bine cu spiritul Crăciunului. Bun, e clar, ne vorbesc despre rădăcinile noastre. Da, și eu rădăcinile am văzut noastre cristice și e bine să ne, în această perioadă să ne îngrijim puțin și de sufletul nostru, numai de ochii noștri. Așa, foarte bun. Vine 15 noiembrie. O serie de acțiuni, zice aici comunicatul de presă, sub titlul Cetățile Dacice din Munții Orăștiei, parte a patrimoniului mondial UNESCO. A fost, nu am reflectat în știrile noastre, adică a avut loc în știri activitatea care s-a întâmplat acolo, dar hai să punctăm și acțiunea asta pentru că este important, ea a avut loc și au fost prezente personalități, a fost domnul Gelu Florea, un doctor Gelu Florea de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Așa. Da. Vladimir Brilinski, care acum e unul, înainte a fost unul dintre apărătorii din afara cu dinăuntru, să zic așa, apărătorii cetăților dacice. Reconstituiri tridimensionale ale vestigiilor dacice din Munții Orăștiei mai este... Da, făcute de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru că au venit și reprezentanții de acolo. Țin minte că acum vreun an și ceva, doi, a mai avut loc o manifestare de acest gen, unde au fost prezentate reconstituiri 3D ale cetăților dacice din Munții Orăștiei. Anul trecut a fost iarăși o acțiune foarte frumoasă și m-am bucurat, atunci l-am criticat rău pe domnul doctor Florea, doctor în istorie care sapă de mulți ani la... Și este șeful colectivului de cercetare. Așa, corect.
Pentru că nu iasă destul de des și managerul dumneavoastră a promis. A zis, o să vină, o să spună, o să fie bine și o să facem întâlnirile anual. Pentru că contează foarte, foarte mult să știm că se progresează. Mai bani puțin, se întâmplă ceva, se sapă, se scoate. Arheologii sunt puțin mai altfel, ca să spunem așa, pentru că ei își văd mai mult de cercetarea lor și mai puțin de ieșirea în față cu rezultate. Rezultatele cercetărilor de regulă se materializează prin publicarea unor articole, studii, cărți și probabil ei se rezumă mai mult la munca practică de teren și apoi la partea cealaltă scrisă, cu ieșit în față mai puțin. Aici iarăși avem o problemă. Da, este o problemă într-adevăr, că trebuie să-ți popularizezi rezultatele cercetării. Numai altfel... puțin. Iarăși vorbim despre niște lucruri, două lucruri diferite. Da, dacă eu sunt pasionat de istorie, atunci o să caut studii, o să caut reviste de specialitate, o să încerc să mă documentez pe o anumită temă și o să fac eu, deci sap după ce mă interesează, e hobby-ul meu, mă interesează. Dar eu vorbesc aici de publicul larg, care dă banul, atenție, că astea sunt făcute pe bani publici, toate cercetările astea arheologice. Și nu, publicul larg, pun, fă forma aia științifică pentru lumea științifică și culege laurii în lumea aia ta, da? Este un pic... Deci pe mine mă interesează să ieși în față ca cercetător și să-mi spui mie, omului simplu, uite, domnule, ce am descoperit, uite ce important este, uite ce se dă, ce se cere. Știți? Aici este marea noastră problemă, pentru că oamenii ăștia care sunt valori, ok, nicio problemă. Deci, dar dacă stau numai în turnurile lor de fildeș și nu încearcă să ridice poporul ăsta... Da, trebuie să găsite modalități de popularizare a rezultatelor, dar... Având în vedere munca strictă de cercetare, este destul de dificil să cobori așa în rândurile vulgului, ca să folosim termeni istorici, și să explici în ce constă munca ta. Pentru că este, uitați-vă la institutele de cercetări, unde rezultatele se materializează prin diverse descoperiri. Ei, și aici la fel. Deci, muzeele au o parte de cercetare care este clar delimitată de partea cealaltă de comunicare sau de interacționare cu publicul. E adevărat că uneori trebuie să găsești o cale de mijloc între cercetarea ta și public, dar în genere rezultatele sunt pentru specialiști. Rezultatele sunt pentru specialiști? Nu. Că nu oricine poate să... Poate să ce? Deci, din punctul meu de vedere, contează foarte, foarte mult ca într-o anumită formă să fie date și publicului larg niște... Da, e adevărat, am spus că trebuie găsite anumite modalități pentru a le face accesibile publicului. Sper să se întâmple și anul viitor. 21 noiembrie, ne apropiem de încheierea lunii acesteia, 400 de ani de la înscăunarea principelui Gabriel Bethlen. 22 octombrie 1613. Da. Eu consider că ar fi cam trei motive, văd eu. Așa. De ce s-a hotărât să facem această acțiune? În primul rând, pentru că, Gabriel Bethlen este de-al nostru. S-a născut la Ilia, deci clar este de-al nostru. Ăsta este motivul principal, să zicem așa. Un al doilea motiv ar fi faptul că, în perioada cât a fost principe, el a locuit la Magna Curia. Dar Magna Curia nu arăta atunci așa. Era, mă rog, o casă la poalele cetății, pe care el, după înscăunare și după mutarea aici, pentru că știm că acest castel se mai numește și Gabriel Bethlen, sau Magna Curia, sau Palatul Magna Curia, el i-a dat acest aspect. Începând cu anul 1621, a început să facă anumite restaurări și reconstrucții la clădire și să spunem că cam 90% din ce a făcut el s-a păstrat până astăzi. Alte reconstrucții și adăugiri având loc în secolul al XVIII-lea și au fost făcute de către familia Haller, care, mă rog, are și acest blazon cu lebăda cu gâtul înțepat. Este blazonul soției. Deci el a dat aspectul
clădirii pe care o avem Dumnezeu astăzi, Dorian, o clădire, Curia, da, așa. Și apoi putem să spunem că a fost unul dintre principii importanței Transilvaniei, pentru că a fost unul dintre principii luminați. El a fost un conducător care dorea să-și lumineze supușii, care a dat o mare importanță învățământului, artelor, culturii în genere, și care, deși era protestant și avea el în plan așa constituirea unei dacii protestante, pentru că el a fost pro-otoman și a avut sprijinul otomanilor, inclusiv la înscăunarea sa, aceștia s-au gândit probabil că este un pericol prea mare ca să conducă el toate cele trei țărișoare românești și l-au lăsat doar în Transilvania. Dar el a avut această idee. Păi, și bine, contrar... după Mihai Viteazul, vorbim de un secol în care anii 1000, deci dacă la 1613 este înscăunarea, exact. Vine, deci, după 1600-le... După, da. Da, bine, el fiind protestant, își dorea ca toți românii să fie protestanți, a încercat să-i atragă prin diverse mijloace și unele dintre acestea au fost traducerea și tipărirea multor cărți religioase în limba română, dar ceea ce este de admirat este faptul că el nu i-a obligat cu nimic și a încercat să păstreze unitatea țării, chiar dacă și-ar fi dorit ca mulți dintre români să treacă la calvinism sau luteranism. De asemenea, am spus, a înființat foarte multe colegii, a trimis mulți studenți în Europa la studii, bineînțeles, la universități protestante, dar i-a sprijinit în studiile lor. De asemenea, a sprijinit economia, dezvoltarea Transilvaniei în toată perioada cât el a condus-o. Deci, cum am spus, a fost un principe luminat din toate punctele de vedere. Și a lăsat o Transilvanie prosperă la moartea sa în 1629. Soția sa a rămas la conducerea Transilvaniei aproape un an după moartea sa, Ecaterina de Brandenburg. Dar își are locul bine meritat în istoria Transilvaniei și nu numai. E important să știm lucrurile astea și să nu uităm cine ne sunt. Exact, să nu uităm. Pentru că stăm și ne uităm acum la momentul ce se întâmplă în toată povestea asta pe care o numim noi democrație și vedem cât de luminați sunt conducătorii noștri. O imitație de democrație. Mă rog, o imitație. Nereușită. Așa, vedem cât de luminați sunt conducătorii noștri, că duc țara în cap și atunci stai și te uiți, ar fi trebuit să fie să ne întoarcem puțin la trecut și exact. Să găsim modele în trecut de urmat, dar din nefericire orgolile personale se pun împotriva a ceea ce scoate istoria în față. Dacă ne uităm la manualele de istorie din ziua de astăzi, ne îngrozim. Deci eu, care am predat și în perioada lui Ceaușescu și am predat și după, optez pentru manualele de atunci, care erau foarte frumos întocmite, care erau pedagogic întocmite și care scoteau în evidență adevărații eroi ai neamului și mai mult cultivau patriotismul pe care tinerii din ziua de astăzi îl consideră desuet. Păi, și nu este normal. Îl consideră desuet într-un fel. Și nu numai tinerii. Într-un fel este normal. De ce? Pentru că... Nu mai avem valori. Mai avem valori? Nu. Povestea e alta, se dorește lucrul ăsta, deci e programatic de realizat, da, pentru da. Că avem uniunea asta păcătoasă, care se numește europeană. Da, încearcă să ne deznaționalizeze total, da. Să ne facă să uităm, băi, cine am fost noi pe hartă. Să ne uităm rădăcinile. Să ne uităm rădăcinile și atunci, hai, muncește tu în Italia, că... și sărăcirea țării. Bun, ajungem la niște concluzii interesante, dar nu, e foarte important. De ce e foarte important? Va fi o parte de istorie și ziua de astăzi, să știi. Deci toată perioada asta va face parte din istorie. Dar noi probabil nu vom mai fi atunci, ca să îi judecăm pe cei care au scris istoria noastră. Istoria trăită de noi, vreau să spun. Istoria trăită, da, o vor scrie alții după noi. Păi, într-un fel, nu e normal, pentru că ar trebui să lăsăm și noi niște mărturii. Păi le lăsăm, depinde cum vor fi interpretate. Bun. Un minut jumate. Ce pregătiți pentru luna decembrie? Pentru luna jumate. Decembrie... Am lăsat-o cu considerațiile. Profesoara mea întotdeauna mi-a... Da, hai să-mi găsesc pe aici hârtiuțele. Mi-a povestit frumos. Da, 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 așa. Păi m-ai lăudat întotdeauna că am tact pedagogic, nu? Păi... Clar. Așa, că sunt un bun pedagog. Se pare că sunt. Deci, în luna decembrie, între 13 și 21,
va avea loc o suită de recitaluri, de concerte extraordinare, așa, care se numesc Bucuria Crăciunului și care vor avea loc în sala Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Deci numai puțin, ultimul telefon, foarte scurt, bună seara. Alo? Da. Vă rog. Alo? Da. Păi să auzim, sunteți în direct. Păi da, nu spune nimic, doamna sau domnul. Da. Eu vreau două întrebări. Vă rog. Da. Una. Una. Au vorbit foarte frumos despre istoria asta. Ascultați-ne în telefon, deci haideți să vă spun ceva, opriți televizorul. Ascultați-ne în telefon, că eu acum sunt în direct și până ajunge la dumneavoastră semnalul, dumneavoastră vă așteptați să vă puneți întrebările, okay. Că nu mai am timp. Bună seara! Așa, vă ascultăm. Da. Mi-a plăcut emisiunea dumneavoastră, a fost foarte frumoasă, dar vreau să vă spun un lucru. Finalul nu mi-a plăcut deloc. Așa. Și să vă spun de ce. De ce? L-am oprit. Deci nu înțelegem. Trebuie să ies din emisiune. Dacă stați, nu știu de unde ne suna domnul, dar probabil ne suna de undeva de departe și până când zic eu lucrurile astea, noi vom fi, până ajunge semnalul noastră, noi vom fi de mult ieșiți din segată emisiunea. Bun, deci Bucuria Crăciunului, așa. În perioada 13-21 decembrie, în anumite zile se va desfășura la sala șemineului de la Palatul Magna Curia și în anumite zile la sala Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, dar probabil în emisiunea viitoare vom da împărțirea pe zile și orele și artiștii care vor concerta. Așa, la începutul lunii decembrie vă aștept iarăși la noi în studio și atunci vorbim de toate emisiunile astea. Promiteți că veniți? Nu scap. Nu scăpați. Nu promit nimic. Bine. Nu promiteți, dar o să veniți. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc pentru informații, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat la noi. Mâine este un tip de emisiune și se numește Jumi Juma. Vine domnul Florin Cazacu, primarul municipiului Brad. Jumi Juma, vă las pe dumneavoastră să deduceți de ce. Rămâneți cu Unedoara TV pentru că urmează Unedoara în 50 de minute și vine domn profesor Mircea Ion Moloț, președintele Partidului Național Liberal Hunedoara, se vorbește politică, dar nu uitați, ne revedem mâine, până mâine, țineți minte, România nu e a lor, e a noastră.